Eu, merci. Bine ați venit, merci. Doi tineri minunați în, da. Tineri așa, la debut, la debut, bravo băieți. Te pup, camara. Deci observat. Bună, fetelor, vă pupăm, neața, bine ați venit. Cum e, mă, Andrei? Vezi, credeai vreodată băi, postura asta băi, să o schimb eu? Băi, ce ciudat, bă. Cum o să... Te-am adus jumătatea de pe scenă. Pe cuvântul meu. Ce-ai făcut, mă, m-ai trădat? Eu te-am trădat? M-ai trădat. Uite că tu m-ai trădat cu negresa asta, uite aici. Da, da. Uite. Cu cine? Cu negresa asta. Da, cu negresa asta. Asta neagă, uite-l. Are trei jumătăți, are jumătatea lui acasă, cea mai importantă. Da. Te are pe tine pe scenă și aici sunt eu, deci te rog frumos. Uite cum am nimerit între ei. Ce faceți, băieți? Ce să facem? Uite, am venit să dansăm cu voi de dimineață. Deci melodia asta îmi place de mult, mai pot după aia. Etudance, etudance. Și dansăm de dimineață până seara și după aia noapte și după aia dimineață. Voi care m-ați păcălit că e plecat, nu știu că nu se mai întoarce. Mai ține că mi-ai zis la începutul emisiunii, acum vreo două emisiuni. Dar spune tu de ce în nu Africa. Am mai... Așa. Și o să și de ce plec, te... o să în Africa, că trebuie să discutăm pentru niște concerte, tu nu știi, îți fac surpriză. E, numai în Africa nu mai cântați, îmi dați mai când apărea eu cu fața asta în Africa, ce să zic că e mamă ce la să fie exotic, să vezi și tu pe pielea ta cum e să fie exotic. Că tu ai fost destul în prim plan 5 ani. Nu mi-l lua în weekend-uri, da? Deci concertele de luni până vineri. Păi în Africa, zi-ați mă, dacă pleci azi, că faci vreo 3 săptămâni până acolo, deci 3 weekend-uri. O să plec singur, eu nu știu cum faci. Da. Zi-ați mă, el când s-a rătăcit și a venit în România, zi-ați mă că a făcut vreo 3 săptămâni pe drum, nu? Că cum ai venit? Te-ai rătăcit? Nu, m-a făcut 2 zile. E mare lucru, m-ați până în Franța și după aia până aici. N-a fost. Dar voi doi de când nu v-ați mai văzut? Eu camera de vreo 3 zile, nu? Da, de 3 zile, 3. Prieten cu Ralflo, la fel, și cu Ralflo. Ralflo, zici și tu ceva, că zici că ți-ai înghețit omulețul. Să știți că Ralflo s-a trezit de dimineață, acum vreo 20 de minute. Vreo 20 de minute de când s-a trezit. Ce scuze, da. Știi unde ești, în ce platou? Da, la antena asta. E la antena asta, e bine că știi unde a venit. Cu camera ne-am văzut chiar aseară. Da? Deci noi ne vedem cam des și vedeți cam des. Pe cuvânt. Da, e suportabil, nu mai scap de el. Am fost la un ceai cu el. Dar sincer, te-ai plictisit de el? Păi n-are cum, că stă pe telefon când mă vede. A, voi te scumpul, alea moderne. Alea moderne, știi să te vedem. Ce faci, camera? Laptop, cu telefoane, cu... Dacă ești îndrăgostit, ești iertat. Îl însurăm și pe postamic cu băieți? Ce ziceți? Da! Da. Păi hai, nu mai nu dar nu mele mai lipsea că se mărită, se căsătorește și totul. Exact. Exact. Da, da, da. Nu e ceva? Nu te măriți. Da, urmează, dar nu știu că. Te măriți? Serios? Da, eu mă mărit, da. Te măriți, nu? Da, da, mă, serios, nu, ești singur acum sau ai pe cineva? Că de câte ori te întrebăm, ne dai câte o poveste nouă. Sunt cu cineva, sunt cu cineva, dar cu Ana, Ana. Ana. Ana, o pupăm pe Ana. O pupăm pe Ana. Voi o cunoașteți pe Ana, da? Noi o cunoaștem pe Ana. Băi, acum vreți să zic ceva la cât de des se întâmplă lucrurile în viața asta. Eu nu mai știu pe cine cunosc din viața lor, pe cuvântul meu. La camera, la camera, săracul, nu mai știu pe ce parte vine, pe ce parte iese. La camera, la camera și eu am o dilemă, nu mai știu, dar e bine că... Cu vrei să spun ceva? Și eu sunt aceeași dilemă în care ai și tu, nici el nu cred că e foarte... Lasă conștient. Că e din dilemă. Cum e, singur sau cu cine? Zine-ne. Cu dilema, nu știi? Aia e cu dilema. Azi se va numi piesa dilema. Mă, da, eu m-am gândit așa, măi Andrei, dacă tu ești jumătatea mea aici, da. M-am gândit să aduc jumătatea de pe scenă. Mulțumesc și foarte mai mult. Aveți niște alte jumătăți ca să fiți un întreg de la naționala voastră. Cine, Temișa cine? Nu vine, eu, Temi, dar nu? Vine Bogdan și vine Bogdan și Rare și din nou plătă. Și salut, uite-l, mă! Uite-l, mă, pe domnul problemă! Uitați-l! Înainte și după. Așa arăta Bogdan înainte. Și după, uitați, a slăbit 10 kg, face comparația. Așa era capul lui, umblea televizorul și acum uitați ce bine arată. Cam așa era când l-am cunoscut pe Bogdan. Pune-l aici pe Bogdan, stai frumos aici. 2002 l-am cunoscut pe Bogdan. Câte ori mai slăbit Bogdan de atunci? Până acum 12 ani. În 2 săptămâni? Nu, 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 în 2 luni și 1 săptămână. Tot acolo. Ce mi-e 2 săptămâni, ce mi-e 2 luni până la urmă? Băi, nu vine să cred, mă, aia era aici. Și-a luat cămașa cu burtă, nu are burtă. Nici în 2007 la Eurovision nu era așa. Da, nici vreți. În 2007 la Eurovision erai, nu? Da, 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 ne-am da, promis da. Atunci, în 2007, că o să slăbească. Și s-a ținut de cuvânt. Uite-l, mă, după 11 ani. După... Asta, bravo, Bogdan! Bravo, fratele nostru, ce te eu dacă am bucuria să o văd așa în formulă completă, să zic. Lui Andrei deja i-am spus, să spun ce ție camera, am dorit de suflet să o văd din nou la Eurovision și să reprezentați acolo țara la anul. Să mergem în varianta asta, da. De ce nu? De 5, ce nu? 6, eu plec de acum. Nu, bineînțeles. 4, deci am rămas 4, mă duc și eu. Și fii atent, vreau să fie un moment inedit în emisiunea ta, vreau să-mi cânt. Mă duce aminte de vremurile alea frumoase când te invitam. Da, și tu cântai. Exact. Bă, așa ciudat mi se pare postura asta, eu o să plec o dată cu voi pe cuvânt. Plătesc că bine, băieți, mulțumesc că mă duc. Mai ții minte când îți spuneam întrebări și spuneai, nu comentez, nu? Ei, acum ești obligat să spui totul ce să vezi. Întrebați-mă că oricum tot acolo ajungem. Ce piesă vrei? Melodia noastră de suflet, da. Mi-e sete. Da. Mi-e sete, da. Și da? Când am mixează, nu? Da, da, eu când la lavalieră sau când la microfon să știu ce fac? Nu, când la microfon că ți-l dă. Uite, uite Andrei, ți-l dă Bogdan. Îți dăm și ție. Că Bogdan o să stea la pupitru. Mulțumesc. Așa, da, bravo. Formulă completă. Formulă inedită.
Edită! Negru-negru. Editată, că și Bogdan în spate. Și mai slab. Și mai slab, Bogdan, într-o nouă prezentare. Și mai iunie.